Și bine ați revenit pe canalul meu Îngrijire Flori. În acest videoclip vreau să vă arăt și să vă întreb totodată dacă dumneavoastră considerați că pomul meu urmează să înflorească. După cum bine știți, anul trecut ceva mai târziu, adică prin ianuarie, începutul lui februarie, a înflorit, doar că atunci era în plină floare. Eu acum am observat în această perioadă în vârfurile lui, care avea niște, de fapt, ar avea vârfurile ceva mai deosebite ca de obicei, altfel. Și am făcut acest videoclip în ideea de, am spune dumneavoastră într-un fel, dacă știți cumva, bineînțeles, dacă urmează să înflorească. Deci a fost, anul trecut a fost primul an în care a înflorit și nu știu dacă este posibil să înflorească pe fiecare an. Dacă dumneavoastră aveți pomul banului și v-a înflorit pe fiecare an sau cel puțin 2 ani la rând, înseamnă că și planta mea va înflori a doua oară. Așa că vreau să vă arăt mai de aproape vârfurile floarei, plantei, și poate considerați sau poate observați dacă aceasta urmează să înflorească. Are, unde să vă arăt, de exemplu, cum ar fi aici. Pare că ar avea ceva mai diferit, ceva, o nuanță mai închisă, acolo în unele vârfuri, nu peste tot, cum ar fi în acest loc. Aici este una, ar fi, nu știu, pentru că anul trecut nu am urmărit acest lucru, nu i-am dat mare importanță, și ar mai fi și în această parte. Nu știu dacă este floare sau până la urmă ar fi tot frunze, dar dacă cineva dintre dumneavoastră aveți floarea care v-a înflorit pe fiecare an sau la 2-3 ani la rând consecutiv, înseamnă că va înflori și pomul banului, planta mea, de fapt. Cu toții știm că este o plantă printre cele mai norocoase plante care este bine să le avem la noi în casă. Vedeți cum arată pomul banului meu, arată destul de bine. Pot să vă spun, dacă vă este de folos sau de ajutor, pot să vă spun că în această perioadă eu îl țin practic într-o terasă așa, dar e puțin, nu este o sursă de încălzire direct, doar că nu scade sub 0 grade și îi merge foarte bine. Și ce este un lucru cel mai important este că îl ud în perioada de iarnă foarte rar. Pot să vă spun că îl ud odată și chiar și la 3 săptămâni. Bineînțeles, asta doar dacă țineți planta undeva unde este răcoros. Dacă este spațiu mai călduros, atunci trebuie să o udați mai des, doar că nu-i merge prea bine dacă este prea cald în încăperea aceea, deoarece de multe ori, dacă este prea cald și nu are lumină suficientă, în perioada de iarnă, cel mai des întâlnit lucru și cel mai rău pentru această plantă, de cele mai multe ori își pierde frunza. Așa că acesta a fost videoclipul meu pentru dumneavoastră. Eu vă mulțumesc ca de obicei că m-ați urmărit și nu a mai rămas decât să vă abonați și să vă spun încă o dată mulțumesc și la revedere!